astăzi, 11 septembrie 2018, în spațiul aerian al României, la baza 86 aeriană și baza 57 aeriană, se execută exerciții de instruire în comun între forțele aeriene române și forțele aeriene ale Statelor Unite ale Americii. Scopul acestui exercițiu este demonstrarea capacității de dizlocare rapidă, aceasta contribuind la sporirea încrederii României cu privire la implicarea forțelor Statelor Unite ale Americii în asigurarea securității regionale prin aplicarea măsurilor de reasigurare. În ceea ce privește scenariul exercițiului, acesta constă în zbor în comun, în formații comune. Pentru acest exercițiu, între un B-52 al forțelor aeriene ale Statelor Unite ale Americii și avioane F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române. Această participare a avioanelor F-16 Fighting Falcon permite antrenarea personalului român în misiuni de escortă aeriană și realimentare în aer. Activitățile în comun cu forțele aeriene ale Statelor Unite ale Americii reprezintă un element esențial în asigurarea interoperabilității și a succesului într-o eventuală acțiune militară.